Salut, prieteni! Ascultați lectura cărții Maranata, Domnul vine! 25 noiembrie. Satana este eliberat din închisoare. Text biblic. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat din închisoarea lui și va ieși pentru a înșela națiunile care sunt în cele patru colțuri ale pământului. Cartea Revelației, capitolul 20, versetul 7 și 8. La încheierea celor 1000 de ani, va avea loc a doua înviere. Atunci, cei nelegiuiți vor învia din morți și vor apărea înaintea lui Dumnezeu pentru aducerea la împlinire a judecății scrise. Astfel, Cartea Revelației, după ce descrie învierea celor drepți, spune: ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Revelația 20:5. Iar Isaia declară cu privire la cei nelegiuiți: aceștia vor fi strânși cum sunt prizonieri adunați în temniță și vor fi ținuți în închisoare și, după un mare număr de zile, vor fi pedepsiți. Isaia 24:22. Acum, după scurgerea acestui timp, Satana se pregătește pentru o ultimă luptă pentru supremație. Cât timp a fost lipsit de putere și întrerupt din lucrarea lui de înșelătorie, prințul răului s-a simțit nenorocit și deprimat. Dar când morții nelegiuiți învie și vede acele mulțimi de partea lui, speranța lui reînvie și se hotărăște să nu renunțe la marele conflict. El pune în linie de bătaie, sub steagul lui, toate oștile celor pierduți și prin ei va căuta să-și aducă la îndeplinire planurile. Cei nelegiuiți sunt prizonierii lui Satana. Respingându-l pe Hristos, ei au acceptat conducerea marelui răzvrătit. Ei sunt gata să primească sugestiile lui și să împlinească poruncile lui. Dar, consecvent și reteniei lui de la început, el nu vrea să fie recunoscut ca fiind Satana. El pretinde a fi prințul care este proprietarul de drept al lumii și a cărui moștenire i-a fost răpită injust. Se prezintă supușilor lui înșelați ca un salvator, asigurându-i că puterea lui i-a scos din morminte și că este pe punctul de a-i scăpa de cea mai crudă tiranie. Prezența lui Hristos fiind îndepărtată, Satana face minuni pentru a-și susține pretențiile. El îl face tare pe cel slab și le inspiră tuturor spiritul și energia lui. Le propune să-i conducă împotriva taberei sfinților și să pună stăpânire pe cetatea lui Dumnezeu. Cu bucurie diabolică, arată spre milioanele nenumărate de oameni care au fost înviați din mormintele lor și declară că, în calitate de conducător al lor, este în stare să cucerească cetatea sfântă ca să-și recâștige tronul și împărăția. Aici se termină meditația pentru astăzi. Domnul să te binecuvânteze. Amin.